Să salutăm pe toți cu pacea lui Dumnezeu. Ne bucurăm foarte mult ca în această zi să avem această minunată ocazie pentru câteva momente să ne dedicăm pentru a avea o relație mai strânsă de Dumnezeu. Adesea discutăm cu prietenii, cunoscuții, cu cei dragi. Când mergem la o mormântare, sunt multe întrebări. Și anume, de ce ne naștem, pentru ce trăim, care este scopul în această lume? Și adesea se spune că viața acestui om care s-a dus nu a mai avut parte de fericire, ci a avut parte doar de chin. Și de aici apare această. Întrebare care este tot mai adâncă și tot mai profundă pentru ce dar venim în această lume. Și de aici oamenii se pornesc cu discurajare, cu cuvinte triste față de creator, față de Dumnezeu și ne mai întrebăm pentru ce am venit. De fapt, viața noastră este cuprinsă într-un verset al Bibliei pe care l-am citit zilele acestea și m-am gândit mult făcând o analiză a întregii vieți a mele personale și a celor din jur. Și m-am convins că Sfânta Scriptură are dreptate. În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează și ne vorbește nou așa. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Iată, doar în aceste cuvinte, uneori se rezumă întreaga noastră viață. Luptă-te! Luptă-te și lupta cea bună a credinței. De fapt, de cum ne naștem noi, chiar și până să ne naștem, vom vedea o istorie biblică, noi luptăm. Copiii, când se nasc, am văzut lucrul acesta și. Când se naște pruncul, medicii stau în jur și așteaptă, ajutându-l pe acel copil și spune: Hai, fă ceva, hai, ai venit în lume, bine ai venit, hai, fă ce trebuie să faci. Și nu știi ce trebuie să facă acest copil. Și apoi, la un moment dat, cu ajutorul medicilor, copilul trage prima gură de aer și scoate țipătul acela din el. Și de atunci se începe o luptă pentru aer, o luptă pentru viață. Și chiar privind la copiii de mici, dacă ai doi copii și să fie de aceeași vârstă, e și mai interesant, le dai o jucărică și ai să o vezi când o trage primul, când al doilea și apoi te întrebi să le mai cumpăr una. Și pui două jucărele și vei vedea că același lucru se întâmplă. O jucărie va fi aruncată și apoi e împreună. Baia mea, nu, eu prima am luat-o. Și încă din copilărie se vede această luptă. Puțin cresc mai mari, poate vârsta de șase ani și și când se întâlnesc doi copilași, deja nu mai trag așa de păr o jucărie sau o minge, dar vine și spune, uite vezi, mie mi-a căzut un dinte. Și celălalt începe, dar mie doi! În final, toți 20 vor cădea. Aceștia sunt dinți de lapte, dar această luptă există această uh, competiție. De fapt, lumea noastră am putea să o împărțim în trei. Unii care nu luptă. Au dat mâinile în jos și nu luptă. Ce să lupte, Nu lupte cu nimeni, cu nimic. Așa e viața, cum va fi, o merge înainte. Și altă categorie pe care o împărțim în două sunt cei care luptă. Iar din aceste două categorii care luptă, unii luptă corect sau, cum spune Sfânta Scriptură, lupta cea bună a credinței. Și alții luptă cu cei din jur, cu cei din familie, cu prietenii, cu soția, cu părinții, lupta la serviciu pentru un post, pentru un rang, pentru un nume, pentru... Nu știu ce. Și totul se transformă într-o într goană, într-o luptă grozavă. Dar astăzi aș vrea să mă rezum și să ne ridicăm cei care nu luptă să știe că au pentru ce lupta. Iar cei care luptă să-și definească bine sensul vieții și să se gândească: Dar eu pentru ce lupt? Pentru ce eu vreau să merg înainte? Și care va fi premiul la acest capăt al drumului? Care va fi? Casian Clay sau zis și Muhammad Ali, un tânăr cu energie, cu viață și mulți îl cunosc, la vârsta de 22 de ani, când ajunge la acel nivel de titlu internațional, până atunci avusese deja peste 100 de lupte și avea doar victorii. După aceasta, încă 52 de mari lupte magistrale, internaționale, și a avut puține pierderi. În rest, doar medalii la un moment dat, într-una din zile, a dat un reportaj și l-a întrebat de viața ta, de erou, de om mare, cât ai putut să realizezi. La care el a răspuns? Am luptat să ajung până în vârf. Și în vârf când am ajuns, am văzut că nu era nimic. Și de aici vreau ca să înțelegem cei care vor să lupte, pentru ce te lupți? Care este scopul luptei tale? De aceea, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici: Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică să lupți. E o artă. Să lupți. Ai nevoie de înțelepciune. Ai nevoie de pricepere, ai nevoie de energie, ai nevoie să poți înainta și să mergi până la capăt. Ai nevoie, dacă vrei să ajungi pe podium, să câștigi acel premiu, trebuie să știi să petreci timp în pregătire specială. Vrei să apuci viața veșnică, vrei să ajungi dincolo, vrei să vezi împărăția lui Dumnezeu care a fost dăruită oricărui om. Dar nu în nepăsare. Am vrea ca împreună cu dumneavoastră să deschidem Sfintele Scripturi, să vedem o mică istorie a Bibliei, și anume este vorba despre Iacov. Iacov a fost un luptător. Cartea Genezei, capitolul 25, ne spune că. Isac și Rebecca s-au rugat lui Dumnezeu ca să aibă copii și ea a rămas însărcinată. Isac era bucuros la vârsta de 40 de ani când se căsătorise, era o vârstă destul de mare, iar la vârsta de 60 de ani îi se naște doi fii. Dar versetul 22 spune: "Copiii se băteau în pântecele ei, a lui Rebecca. Și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul. Și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Și a venit ziua S-au născut acești doi copii. Interesant, nici nu aveau aer în burtă, dar ei deja se băteau. Versetul 25 ne spune, cel de întâi a ieșit roșu de tot, ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Iesau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Iesau și de aceea i-au pus numele Iacov s-a născut copilul și încă nu era conștient, încă nimeni nu-i spusese despre azar, despre luptă, încă nu fusese la școală, încă nu ieșise pe un teren, dar el știa că deja trebuie să lupte. Și avea această dorință, de fapt aceasta este firea noastră, firea noastră ca să luptăm, să lupți pentru a supraviețui să lupți pentru familie, să lupți pentru integritate, să lupți pentru ca să ai cunoaștere și să lupți pentru ca să mergi la o școală și apoi lupți pentru universitate, te lupți într-o luptă avântată pentru ca să cucerești, să o cucerești pe ea. Și apoi continuă lupta până când ajungi la dângi bătrânețe și Interesant, copiii se luptă de la o jucărie, dar uneori bătrânii se întâlnesc și îi spune: "Iată bastonul meu e din Germania." îl fac așa și se face mai mare. Și celălalt să nu rămână în urmă, "Dar bastonul meu numai l-am apăsat și s-a făcut." Sau bătrânelele Broboada mea e din acel magazin. Da, mea! Și te uiți în copilărie, ne râdem pentru că sunt copii. Dar de fapt, lupta cea mai mare, care se răsfrânge în exterior, i-are loc de aici, din lăuntrul nostru. Cele mai grele lupte sunt luptele care vin din lăuntrul nostru. Și aici vedem între Iacov și Iesau care încă erau mici, dar au crescut și Sfânta Scriptură spune că au ajuns mari. Și Iesau era un vânător, Iacov era un bărbat liniștit și trăia, ajuta pe mama, era în familie. Dar într-una din zile a venit Iesau, rupt de oboseală de la lucru și a cerut, dăm te rog Iacov să mănânc. Și Iacov i-a spus, îți dau din lintea mea dar tu să-mi dai ceva. Ei nu s-au luat la trântă, ci au început o luptă pentru dreptul de întâi născut. Când citim Sfânta Scriptură, în capitolul 27, Isaac îi spune lui Esau, doresc să-ți dau binecuvântarea, aude în timpul acesta Rebecca, pune la cale un plan, îl cheamă pe Iacov, începe să-i dea un antrenament cum să iasă învingător asupra fratelui, Recurg la înșelăciune și câștigă o binecuvântare. Iar această luptă dintre Iacov și Iesau, pentru că ei erau frați, erau într-o familie, a fost atât de puternică că au ajuns cu o ură de moarte. Și aici intervine Dumnezeu. Și Iacov este trimis. Pleacă la moșul său într-o țară departe, departe de Esau, ca să nu mai lupte cu el. Și plecând departe, nu mai lupte cu fratele, dar se începe lupta adevărată, lupta cu sine. Iar lupta, fără să-și dea seama, s-a răsfrâns în familia lui, cu soția, fiind înșelat de socru și apoi cea de-a doua soție, roabele, și în familia lui s-a început un adevărat război. Iacov, doar după mulți ani, pe tărâmul acesta al luptei, Sfânta Scriptură ne spune că Iacov a ajuns să lupte cu Dumnezeu. A ajuns Iacov ca să ajungă biruitor. Pentru că Dumnezeu a dorit să-i ofere o binecuvântare. Și în acea noapte când el a luptat cu îngerul. În acea noapte când a luptat cu Dumnezeu, Iacov devine să numească Israel. A devenit biruitor. Iar biruințele lui au fost văzute în familie ca apoi luptele care s-au răsfrâns între frați, în vânzarea lui Iosif. Dar deja Iacov devenise învingător asupra cele mai grele lupte din viața noastră și anume eu -l. Ca să fii un om smerit, aceasta este lupta. Pentru că o lume întreagă dorește să ajungă undeva, iar Dumnezeu te cheamă și spune, ia jugul meu, fi blând și smerit. Îndrăznește căci eu am biruit, ne spune Domnul Hristos. E posibil de avut o biruință în această lume. Atunci când știi și poți să definești care ți este lupta. Cu cine lupți? Cu eu Cu dorințele. Unii trebuie să lupte cum să se alimenteze. Altul trebuie să lupte că trebuie să mănânce. Nu am poftă de mâncare. Altul trebuie să-și înfrânească această poftă și să spună trebuie să mă opresc pentru binele și sănătatea mea. Trebuie să birui această poftă, și te mai uiți la ceas, și apoi e o luptă crâncenă. Pentru altul, lupta va fi la nivel de gândire, să nu mă gândesc de rău. Pentru altul, va fi lupta să-și poată înfrâna limba, să nu vorbească cuvintele cele nechipzuite. Pentru altul, va fi o luptă amarnică să-și poată ține tot trupul în frâu, pentru ca să nu meargă pe o cărare greșită. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu dorește să ne arate că de fapt viața noastră în întregime este o luptă. Chiar și uh, Führer sau conducătorul Hitler a adus această filozofie care gâdila urechile Oamenilor, în ce privește arianismul, o rasă superioară. Și prin cuvinte, prin cuvântări, a hrănit în oameni un spirit ca să-i pre... să vadă pe alții mai prejos și să se vadă pe sine mai presus. Iată lupta care are loc astăzi în toate inimile oamenilor. Cum te vezi pe tine? Ești mai deștept, ești mai presus, ești mai bogat sau ești mai sărac. Lupta ta este cu sine. Lupta noastră, lupta credinței, este să-L cunoști pe Dumnezeu. Lupta este că având mâncare, având îmbrăcăminte, să știi ca toate să fie pusă într-o ordine ca să ai timp pentru a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu. Ca să poți toate aceste lucruri să le o deoparte și să Petrece acest timp în devoțiune cu Dumnezeu. Ca să poți ajunge la noi culmi de biruință și să crești în cunoaștere, în dragoste, în bunătate. Iată chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi, în această mare luptă în care trebuie să participe toți. Nu contează cine sunt, însă lupta noastră nu trebuie să fie cu alții, ci lupta trebuie să fie cu sine. E cea mai grozavă luptă. Și Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 6, versetele 11, iată ce spune el aici. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândeța. Lupta, te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să căutăm neprihănirea, bunătatea, pacea, credința. Să căutăm, de fapt, voia lui Dumnezeu. Scopul în această viață este să luptăm, într-adevăr, pentru că lumea inundă cu foarte multă informație, mass-media este plină. Iar această informație fie neapropie de Dumnezeu, fie ne depărtează. Iată aici avem nevoie de cea mai mare putere, de discernământ. Să știi la timp să oprești telefonul, să știi la timp să oprești televizorul, să știi la timp copilului să-i spui: "Fiule, Drumul acesta nu e bun. Și lupta pe care o ai nu e lupta cea bună. Te rog astăzi: revizuiește cu cine lupți. Dacă te lupți cu cei din familie, dacă te lupți cu cei din biserică, dacă te lupți cu această societate, cu această lume, să știi că lupta nu e un partid politic între argumente, ci lupta e o devoțiune ageră. Față de Cuvântul lui Dumnezeu. E o concentrare a atenției spre voia lui Dumnezeu, spre poruncile lui, spre Sfânta Scriptură, spre Domnul Hristos care a ieșit învingător prin moarte și încă o moarte pe cruce. Astăzi Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi să trăim în această lume în care vremurile devin din greu în și mai greu, așa cum ne este spus la 2 Timotei, capitolul 3, cu versetele 1 și mai departe. Dar acele versete ne vorbesc despre o luptă care nu este doar în afară, ci o luptă o lupta care are loc în lăuntrul nostru. Iată lupta care stă în fața noastră. În cartea Apocalips, capitolul 12, cu versetul 11, Sfânta Scriptură ne spune cea mai minunată încurajare în mare această luptă, în lumea aceasta de încercări. Aici unde suntem slabi, păcătoși, uneori chiar și invalizi, dar cuvântul lui Dumnezeu ne arată dincolo, de această imagine. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Cuvântul lui Dumnezeu cel mai frumos ne-a descris astăzi: să definim, să nu luptăm cu oamenii, să nu luptăm cu cei dragi, ci să luptăm. În cea mai grea luptă e cu euul personal. Este să ți poți verifica lăuntrul tău, să poți să te cunoști pe tine, să-ți vezi slăbiciunile, să recunoști defectele, să poți să vii în fața celui drag și să-i spui iartă-mă. Cât de greu i-a fost lui Iacov și Esau după acea luptă cruntă când s-au întâlnit chiar cu mânie, dorind ca să-și reverse mânia unul asupra altuia. s mai bine spus Esau să se răzbune dar au venit, s-au cuprins. Și acel Iacov, de data aceasta, având acea biruință, s-a întâlnit cu Esau și i-a cerut iertare. El a biruit pentru că s-a smerit. El a biruit pentru că a știut să-și recunoască slăbiciunea. Și odată ce a recunoscut greșeala, el a înaintat și i-a slujit lui Dumnezeu. Cartea Apocalips, capitolul 21, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Versetul 7. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dumnezeu ne-a chemat să fim niște fii ai lui Dumnezeu, fii ai împăcării, fii ai credinței, ai dragostei copii smeriți, așa cum Domnul Hristos a fost un exemplu și a mers din biruință în biruință, prin pustie, prin ispite, prin moarte, prin cruce, dar a ieșit biruitor. El a biruit. Suntem chemați să biruim și noi. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Am dorit acum să venim în fața lui Dumnezeu și să rugăm din această luptă a lumii să putem defini lupta și să rugăm ca El să ne dea biruința ca să putem să ajungem la capăt niște copii ai lui Dumnezeu crescând în dragoste, în cunoaștere și în credință. Am vrea să ne consacrăm lui Dumnezeu în rugăciune. Dumnezeul cerului și al pământului. Mulțumim pentru cuvântul tău, mulțumim pentru adevăr, mulțumim pentru biruințele pe care le-ai prezentat în Sfânta Scriptură, îți mulțumim pentru că ai descrit, descris prin Scriptură marea luptă care are loc în această lume și de pe primele pagini ale Scripturii până la ultimele. Vedem, Dumnezeule, cum Tu descrii și arăți și locul unde vor fi cei care au devenit învingători prin sângele Tău. Te rugăm, Iisuse, binecuvântează-ne cu Duhul Sfânt, dă-ne putere, dă-ne credință și ajută-ne să fim biruitori, dar să nu luptăm cu cei de lângă noi, ci să luptăm cu sine, să putem lupta ca să creștem și să fim mai aproape de tine și să fim găsiți niște copii ai tăi când vei veni tu pe norii cerului. Lăudați și binecuvântat să fii Tată, Fiu și Duh Preasfânt în veci. Amin